Deputatul Mihai Weber a fost ales ieri la Târgu Jiu președinte al PSD Gorj în prezența liderului de la centru Liviu Dragnea. Președinte executiv a fost votat Cosmin Popescu, șeful Consiliului Județean. Fostul președinte al PSD Gorj, senatorul Florin Cârciumaru, este acum vicepreședinte al organizației. De asemenea, 6 primari au fost aleși vicepreședinți ai PSD Gorj. Organizația județeană are astfel 18 vicepreședinți aleși la conferința județeană de ieri, după ce primarul din Turburea Ion Bârca a renunțat la unul dintre posturile respective. De asemenea, din biroul permanent județean al PSD Gorj mai fac parte Valentin Popa, Elvira Șarapatin, Gheorghe Bucălete, Mihai Gherghe, Ștefan Constantin, Costi Dumitrașcu, Bogdan Niculescu, Bebe Ionică, Dan Roibu, Radu Căliman și Constantin Stângă. Postul de secretar general al PSD Gorj a fost obținut de Anca Bordușanu. La conferința județeană de alegere au participat și secretarul general al PSD Codrin Ștefănescu, dar și fostul ministru al muncii Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, Daniel Suciu și trezorierul Partidului Social Democrat Mircea Drăghici.